Să dăm citire în această dimineață cuvântului lui Dumnezeu, așa după cum îl găsim scris în epistola lui Iuda. Vom citi de la versetul 5 până la versetul 10 inclusiv. Epistola lui Iuda, citim începând cu versetul 5 până la versetul 10. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoace fără minte. Fie ca Domnul să ne vorbească și astăzi prin cuvântul Său. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, Tată, te lăudăm pe Tine în această dimineață pentru faptul că ești Dumnezeul nostru, ești Salvatorul nostru, recunoaștem drepturile Tale depline asupra noastră și te rugăm, Doamne, ca în această dimineață să te înduri încă o dată de noi, de fiecare în parte și să ne vorbești prin cuvântul Tău. Te rog să lași să fie un cuvânt deschis, clar, cu autoritate din partea Ta, inspirat și insuflat de Duhul Tău cel Sfânt. Dar te rugăm să ne dai și inimi deschise, o atitudine potrivită ca să privim, să primim cuvântul Tău și El să aducă rod în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să faci această lucrare în mijlocul nostru astăzi, pentru gloria numelui Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Iată, ne ajungem și în această dimineață la cel de-al treilea mesaj din noua serie pe care am început-o, din epistola lui Iuda. Și am văzut că toți cei ce sunt credincioși adevărați sunt chemați de Domnul să lupte pentru adevărata credință. Încă ne aflăm în această tensiune a luptei. Încă suntem soldați în armata Domnului, n-am ajuns la desăvârșire, n-am ajuns acasă, n-am ajuns la glorificare și până în acel moment Domnul ne cheamă să luptăm. Ne cheamă să cunoaștem bine ce credem și să luptăm, cum îndeamnă cuvântul, pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. În cele două mesaje precedente am privit la următoarele aspecte. Întâi de toate, ne-am uitat la identitatea adevăraților luptători sau adevăraților credincioși, fiindcă nu poți să mergi în luptă, nu poți să te deschizi pe aceste fronturi extraordinare pe care trebuie să luptăm până nu ne cunoaștem identitatea noastră, cine suntem noi în Hristos Domnul. Și am văzut că suntem robei Domnului, suntem cei chemați de Domnul, suntem cei iubiți în Dumnezeu Tatăl și suntem cei păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Ce identitate extraordinară! Însă, apoi am văzut al doilea mesaj care ne vorbește despre infiltrarea falșilor credincioși sau a apostaților. Oameni care sunt între noi, par ca noi, se desprind dintre noi, dar ei de fapt au o agendă ascunsă. Și sunt caracterizați de această marcă, că ei se împotrivesc lui Dumnezeu. Ei
Sunt oameni care transformă în desfrânare harul lui Dumnezeu și nu se tem de Dumnezeu. Oameni care își permit să trăiască în relație cu Dumnezeu într-un mod foarte superficial, Dumnezeu de fapt fiind la dispoziția lor și nu ei la dispoziția lui Dumnezeu. Și ne-am uitat mai în detaliu la aceste lucruri în mesajul de data trecută. Am terminat mesajul de data trecută specificând că Iuda prezintă principiul general că soarta tuturor acestor falși credincioși sau apostați care se infiltrează în biserica reală a Domnului Iisus Hristos, producând ravagii și ducând în confuzie și în erezie pe cei care sunt acolo în biserică, soarta lor, deci, este judecată. A fost prezis de mult în scris judecata lor, spuneam data trecută, și era acolo indicat principiul general al judecății. Astăzi, uitându-ne la paragraful pe care noi l-am citit mai devreme, vedem că Iuda intră mai în detaliu încercând să explice de ce va avea loc judecata și cum va avea loc judecata. Și, de fapt, scopul lui în această porțiune a Scripturii este să clarifice, fără niciun fel de dubiu și fără echivoc, faptul că toți cei ce se împotrivesc lui Dumnezeu în necredință vor avea parte de judecată. El încearcă să clarifice un principiu fundamental al Scripturii. Și anume că Dumnezeu este drept. Și dreptatea lui Dumnezeu ține de esența Lui. Ține de natura Lui. Dumnezeu nu administrează judecata cu răutate sau într-un mod capricios sau ca să se răzbune, ci Dumnezeu administrează judecata ca un rezultat, ca o reflecție a caracterului Său, a naturii Sale. N-ar putea să nu administreze judecata. O mare minciună și o amăgire cu care Satana încearcă să-i amețească pe mulți și a încercat în toată istoria și încearcă și în zilele noastre este să pună sub semnul întrebării realitatea judecății sau cel puțin să o pună sub semnul temporalității și să vorbească despre faptul că nu va fi o judecată veșnică sau cel puțin să o îndulcească și să spună că până la urmă bunătatea lui Dumnezeu va birui și va face în așa fel încât judecata să nu mai fie administrată. Este o mare minciună, este o mare erezie care contrazice Biblia, contrazice caracterul lui Dumnezeu și prin urmare, prin acest șiretlic, Satana încearcă pe mulți să-i țină încă robi în păcat, încearcă să-i țină pe mulți încă în zona în care cochetează cu nelegiuirea și încearcă să-i împiedice să se întoarcă cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, dându-le această minciună, această pastilă care să le amurțească conștiința și anume că Dumnezeu nu va judeca sau nu va judeca așa cum zicem noi și cum zice Biblia, cu o judecată veșnică. De aceea, deși este un subiect care trebuie să recunoaștem, nu este plăcut într-un fel să vorbești despre judecată. Până și acest subiect este un mijloc al harului lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care înțelegi realitatea judecății, te vezi mai clar în oglindă. Și Dumnezeu folosește nu doar asta, dar și ideea judecății ca să ne determine pe noi să urmărim sfințirea, să ne ferim de păcat, să căutăm fața Lui. Așadar și acest mesaj trebuie luat ca pe o îndurare din partea lui Dumnezeu. Cum punându-ne înainte o asemenea doctrină ne determină să-L căutăm mai mult. Haideți să-L privim așa în continuare și să ne uităm la judecarea falșilor credincioși. Primul lucru la care ne vom uita este faptul că judecarea falșilor credincioși este confirmată de exemple din trecut. De aceea spuneam că este atât de clar că judecata e una reală. Este confirmată de exemple din trecut. Înainte de a ne uita la aceste exemple, aș face două observații rapide. Întâi de toate, uitați-vă în versetul 5 unde spune: vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Și ceea ce spune de fapt Iuda aici este că el le va reaminti lor niște lucruri pe care le știu, evident niște lucruri din Vechiul Testament, din istoria poporului Israel, niște lucruri prin care el vrea să demonstreze judecata din trecut, să aducă niște exemple ale unor judecăți din trecut, astfel încât să justifice ideea că va exista judecată și în viitor. Și o observație rapidă pe care aș face-o, vedeți, predicarea. Nu trebuie întotdeauna să aducă lucruri noi.
Se simte foarte lejer Iuda să spună: vreau să vă aduc aminte de lucruri pe care le știți. Măcar că le știți, vă mai aduc aminte. Și Pavel spune: mie nu mi-este greu să le repet, iar vouă vă este de folos. Deci nu trebuie să avem acest stres că predicarea trebuie să aducă mereu lucruri noi, și dacă simți că nu îți aduce mereu lucruri noi, nu trebuie să fugim după cei care inventează lucruri noi în predicare. Fiindcă o să vedeți că cei care inventează lucruri noi în predicare adeseori se depărtează de Scriptură, fiindcă așa poți aduce lucruri noi. Și stai și tu, ce lucruri extraordinare spun. Când vi se par lucruri așa pe care în viața noastră nu le-am mai auzit, s-ar putea să fim undeva într-o zonă periculoasă, de aceea trebuie să verificăm foarte bine pe cei care sunt foarte inventivi în zona aceasta a predicării, fiindcă Dumnezeu ne-a spus: predică cuvântul și stăruie asupra lui la timp și ne la timp, și nu povești și imaginația noastră și tot felul de elucubrații pe care le au oamenii când nu au somn noaptea. Deci asta ar fi o primă observație. A doua observație, deja cum am observat, faptul că el spune vă aduc aminte de aceste exemple din trecut ne confirmă nouă din start că judecata va avea loc și în viitor. Dacă Dumnezeu este același, dacă Dumnezeu nu se schimbă și este același ieri și în veci, dacă Dumnezeu a procedat așa în trecut și a judecat, de ce nu va face la fel în viitor? N-a fost Dumnezeu la fel de bun în trecut cum este și acum? Vedeți, în această societate șlefuită de mentalitatea și de filozofia postmodernistă în care noi trăim, cu cât ne apropiem mai mult de hotarul celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cu atât mai mult oamenii încearcă să dilueze doctrina judecății. Și încearcă să găsească tot felul de explicații că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu va face cumva și se va îndura de noi, sigur, neînțelegând modul în care deja s-a îndurat în Hristos, și că Dumnezeu nu se poate el în acea zi mare a judecății să-i trimită pe oameni în iad. Nu cred într-un asemenea Dumnezeu, spun unii. Și eu le-aș spune, nu vă supărați, același Dumnezeu care va judeca lumea când Domnul Iisus va reveni este cel care a acționat în trecut. Dacă El a putut să o facă atunci, n-a avut nevoie nici de aprobările noastre, n-a avut nevoie nici să se apere, nici nu s-a simțit în pericol că lumea nu o să mai creadă nimeni în Dumnezeu dacă va face așa, de ce nu va face la fel și în viitor? Deci, asta ar trebui pe noi să înțelegem, că Dumnezeu nu depinde de noi și nu-și cere aprobarea de la nimeni ca să judece. Cel va judeca conform cu principiul dreptății și va judeca pentru că așa este El. El nu poate să nu judece. Dacă ar face asta, n-ar mai fi Dumnezeu. Ar fi un corupt. Iar Dumnezeu nu este nici pe departe așa ceva. Ci este sfânt, 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 slăvit să fie numele Lui. Așadar, haideți să ne uităm la aceste trei exemple pe care le prezintă din trecut, după ce am văzut observațiile de mai devreme. Primul exemplu este necredința poporului Israel. Uitați-vă la versetul 5, partea a doua, unde spune: vreau să vă aduc aminte că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Sigur, pentru a nu pierde mult timp cu aceste aspecte, nu o să intru în detalii să explic cum Domnul i-a scos pe israeliți din robia egipteană, fiindcă cred că acest subiect este extrem de cunoscut. Vă amintiți doar că Dumnezeu a făcut acest lucru printr-o intervenție miraculoasă, extraordinară. Vă amintiți de cele 10 urgii, vă amintiți de despicarea Mării Roșii în două, vă amintiți de grija pe care Domnul a avut-o apoi pentru ei în pustie, dându-le mană, dându-le apă, protejându-i de vrăjmași și așa mai departe. Deci Dumnezeu față de poporul Israel a descătușat din cerul său și din tezaurul harului său o mulțime de mijloace ale harului și de dovezi incontestabile ale gloriei lui Dumnezeu, ale puterii lui Dumnezeu, ale îndurării lui Dumnezeu, intervenind într-un mod extraordinar în viața acestui popor. Și amintiți-vă că de multe ori în istoria Vechiului Testament, în special psalmiștii, reiau această istorie spunând: cine a mai văzut asemenea minuni ca poporul Israel? Pe care alt popor l-a scos Dumnezeu din Egipt cum ne-a scos pe noi? Cine a mai văzut Marea Roșie despicându-se în două? Deci așa gândesc
teologii Vechiului Testament, toată această istorie a răscumpărării din robia egipteană ca pe o manifestare la apogeu a puterii lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu. Ce au văzut ei? N-au văzut mulți alții pe pământ care ar fi dorit să vadă aceste lucruri. Să mai vorbim apoi că le-a dat legea și a venit să locuiască în mijlocul lor, într-un cort. Toate aceste daruri extraordinare din tezaurul bunătății și a harului lui Dumnezeu. Și cu toate aceștia, generația care a ieșit din Egipt a fost o generație necredincioasă. A fost o generație apostată. De aceea toți au murit în pustie și au intrat dintre ei doar doi. Iosua și Caleb. Și Dumnezeu ne spune în Numeri capitolul 14, dacă vă uitați acolo, versetele 21 la 23, Domnul explică cum stau lucrurile și spune că aceștia nu vor intra, spune așa: dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da, și anume toți cei care m-au nesocotit, nu vor vedea. De ce? Pentru că acești oameni au avut la dispoziție tot ce se putea. Toate dovezile spune că au văzut cu ochii lor slava mea și puterea mea și cu toate acestea, în ciuda acestor lucruri, au refuzat să creadă, s-au încăpățânat, s-au răzvrătit, nu vor vedea. Necredința. Nu intru iarăși în detalii, amintiți-vă 1 Corinteni capitolul 10, amintiți-vă Evrei capitolul 3 și alte pasaje care toate ne explică de ce n-au intrat israeliții, acea generație, în țara Canaanului. Răspunsul este uniform: din pricina necredinței. În ciuda unei revelații extraordinare, în ciuda unor haruri extraordinare, au fost marcați de necredință. Vreți să vedeți care este paralela Noului Testament a acestei situații? Haideți să ne uităm la paralela din Noul Testament. Evrei, capitolul 6, de la versetul 4. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Textul acesta este un text oglindă pentru ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel în Vechiul Testament și ne spune nouă că există oameni care au avut parte de o manifestare a gloriei lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu și a darurilor bune ale Duhului Sfânt unice. Au gustat, au văzut, au experimentat, au văzut puterea lui Dumnezeu, au fost între oameni care se închină lui Dumnezeu, au ascultat sute și sute de predici, au fost atâtea lucruri, s-au născut în familii de credincioși. Cu alte cuvinte, ce puteam să fac mai mult și n-am făcut, zice Domnul. Și dacă în ciuda tuturor acestor haruri pe care Dumnezeu le revarsă, oamenii se înțepenesc și se împietresc în necredința lor, spune Dumnezeu, nu există decât o singură soartă. Soarta generației apostate din pustiu. Soarta tuturor celor care astăzi procedează la fel. Și anume, judecata. De aceea, pentru noi, aplicația este următoarea: să prețuim fiecare zi și harul lui Dumnezeu. Câtă vreme Dumnezeu ne vorbește, câtă vreme Dumnezeu ne caută, câtă vreme Dumnezeu ne întâmpină prin Duhul Sfânt, nu cumva să se trezească cineva vreodată ca în ciuda tuturor acestor mijloace ale harului să-L respingă pe Dumnezeu. Fiindcă dacă cineva îl respinge pe Dumnezeu în ciuda tuturor acestor mijloace extraordinare pe care alții nu le-au avut,
N-au avut familii cum avem noi, n-au avut biserici cum avem noi, n-au avut predici cum avem noi, n-au avut frați și surori care să ne poartă de grijă cum avem noi, n-au avut experiențe cu Dumnezeu cum avem noi. Și dacă în ciuda tuturor acestor lucruri încă vor fi unii care vor da cu piciorul mântuirii și îl vor respinge pe Dumnezeu, aș vrea să fie foarte clar și o spun cu toată autoritatea în această dimineață, soarta va fi judecată. Nu lăsați nimeni, dacă e cineva aici sau cineva care va urmări pe internet acest mesaj, nu lăsați niciodată pe Satana să mintă și să spună că nu va fi judecată. Oricine respinge harul lui Dumnezeu și chemarea la pocăință va fi sub judecata lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut-o în vechime, de ce nu va face și în viitor? Acesta este primul exemplu. Al doilea exemplu la care face apel ca să justifice realitatea judecății falșilor credincioși este situația cu îngerii căzuți. Uitați-vă, vă rog, în versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, din nou amintește de păstrarea pentru judecată, puși în lanțuri veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia ce și-au părăsit locuința. Se pare că vorbește aici despre niște îngeri care vor fi judecați, deja sunt judecați, puși în lanțuri, dar păstrați pentru o administrare și o lovitură finală a judecății în ziua cea mare, când Domnul va reveni și va avea loc marea judecată. Acum, despre ce e vorba în acest text? Există mai multe moduri de a interpreta această situație legată de îngeri și o serie de comentatori biblici consideră că aici este vorba despre ceea ce ne este nouă descris în Geneza capitolul 6, primele 4 versete, unde acolo, dacă vă amintiți, pare-se la prima vedere că ar fi vorba despre o unire, o împreunare a îngerilor cu fetele oamenilor. Citesc foarte rapid din acest text, Geneza capitolul 6. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, și de aici se pleacă că fiii lui Dumnezeu este o expresie care se mai folosește pentru îngeri, în special în cartea Iov, unde spune că s-au prezentat înaintea Dumnezeu fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Deci, interpretarea este următoarea. Niște îngeri din cer au văzut pe fetele oamenilor care erau frumoase și au părăsit locuința cerească, au venit pe pământ și le-au luat neveste, s-au împreunat cu ele și din unirea lor au ieșit niște uriași și niște viteji care erau pe pământ. Și situația asta ar fi cea la care se face referire în Iuda, versetul 6. Este o interpretare care circulă, dar personal nu sunt de acord și nu rezonez cu interpretarea aceasta din următoarele motive. În primul rând, textul spune că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele erau frumoase și au făcut următoarele lucruri. Acum, este adevărat că în Biblie uneori îngerilor li se spune fiii lui Dumnezeu, dar niciodată demonilor nu li se spune fiii lui Dumnezeu. Aici textul lasă să se înțeleagă că fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit, nu după ce n-au mai fost fii ai lui Dumnezeu și au devenit demoni, s-au căsătorit. Deci ăsta este primul lucru. Nu cred că expresia fiii lui Dumnezeu se poate atribui unor îngeri căzuți, unor demoni care să se împreuneze cu fetele oamenilor. Doi. Al doilea motiv pentru care nu cred în interpretarea aceasta e faptul că spune că și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Dacă demonii totuși ar fi dorit să zicem să facă așa ceva, probabil că ar fi făcut-o într-un mod brutal, ar fi făcut-o într-un mod demonic. Este greu de înțeles cum niște demoni vin pe pământ și își asumă o instituție omenească precum instituția căsătoriei și alege nevastă, se așează din punct de vedere social și începe să trăiască împreună printre oameni. Foarte puțin probabil să te aștepți de la un demon, la o rânduială, la o ordine să respecte căsătoria și chestiuni de genul acesta. Apoi, al treilea lucru, observați sancțiunea care li se dă. Când Domnul spune, imediat după ce spune ce au făcut fiii lui Dumnezeu, versetul 3 spune, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om,
căci omul este carne păcătoasă, zilele lui vor fi de 120 de ani. Niciunde în pasajul acesta nu se rostește vreo judecată adusă îngerilor sau demonilor. Dacă ei erau cei vinovați, dacă ei ar fi părăsit locuința și ar fi venit să se împreuneze cu fetele oamenilor, de ce nu se spune niciunde, iată, pentru asta vor fi pedepsiți, iată ce să le se întâmple lor? Cum se spune în textul din Iuda 6, ați văzut că se vorbește despre judecată, sau de asemenea în 2 Petru capitolul 2, dacă vă uitați din nou acolo unde se vorbește despre îngeri căzuți, se vorbește totdeauna despre judecată. De aici, la cine se face judecată? Cine este sancționat aici? Omul. Niciunde nu se vorbește despre îngeri. Spune, omul este carne păcătoasă, zilele lui vor fi de 120 de ani, prin urmare pare că cei vinovați aici sunt oamenii și nu îngerii, de vreme ce pedeapsa le se atribuie oamenilor. Deci acesta este un alt motiv. Un alt motiv este clarificarea pe care o face Domnul Iisus în Noul Testament, în Matei capitolul 22, versetul 30, unde spune că la înviere oamenii nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Ceea ce ne arată nouă că îngerii nu se preocupă cu asemenea lucruri precum căsătoriile. Deci, de asta spun, avem toate aceste motive destul de puternice care să ne arate că nu ar fi vorba despre așa ceva. Și, desigur, mai rămâne întrebarea, dar cum explicăm atunci chestiunea cu uriașii? Păi, dacă vă uitați cu atenție la verset, uitați-vă ce spune versetul 4. Uriașii erau pe pământ, erau la trecut pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut copii. Deci, textul ne spune tocmai că erau și înainte și după asta, nu ne spune doar că uriașii au apărut doar după această împreunare ca un rezultat, nu știu, a ieșit un fel de hibrid între demon și oameni, o ființă, nu știu de care, periculoasă și uriașă. Cine confirmă textul că erau uriași pe pământ în acea vreme când s-a întâmplat asta și chiar și după aceea au continuat să existe. Deci, toate aceste lucruri și faptul că erau uriași nu ar trebui să ne surprindă. Au existat uriași chiar și pe vremea lui David, cu mult mai târziu, amintiți-vă de Goliat. Deci nu cred că avem aici indicii clare, ba din potrivă, mai degrabă, aici cred că este vorba despre cele două spițe de neam, pentru că suntem înștiințați în capitolul 4, versetul 26, lui Seti s-au născut și lui un fiu și au pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Probabil oamenii aceștia care vin pe filiera lui Enos sunt cei care cheamă numele Domnului și vor să trăiască după voia Domnului, și era cealaltă linie genealogică din Cain, oameni păcătoși, oameni păgâni, și totdeauna Dumnezeu a fost împotriva unor căsătorii din acestea și mixtiuni între cei care îl caută pe Domnul și vor să slujească pe El și între cei care trăiesc în păgânism și în păcat. Probabil că această unire a fost pe care Domnul o sancționează și decide să termine pământul prin potop, fiindcă omul devine din ce în ce mai rău, și nu un scenariu din acesta care totuși mi se pare mult mai departe de evidențele Scripturii. Întorcându-ne la Iuda, versetul 6, cel mai probabil, dacă ne uităm la original, în limba greacă, vom vedea că expresia tradusă la noi, îngeri care nu și-au păstrat vrednicia, se mai poate traduce, sensul este îngeri care au părăsit sfera lor de autoritate sau îngeri care nu și-au ținut domeniul de activitate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, când a creat toate structurile ființelor cerești, i-a înzestrat cu anumite sfere de autoritate, i-au avut o poziție, dar au existat niște îngeri care n-au fost mulțumiți cu acea sferă de autoritate și sau de vrednicie, sau cu acel domeniu pe care Dumnezeu, prin înțelepciunea lor, li l-a rânduit, ci au vrut să iasă din acea sferă de autoritate și, prin urmare, au căzut și și-au părăsit locuința și zona aceea de autoritate, fiindcă s-au răzvrătit și nu au fost mulțumiți. Dacă ne gândim unde întâlnim în Scriptură un scenariu de genul acesta, deja cred că știți că vorbim despre Isaia capitolul 14, vorbim despre Ezechiel capitolul 28, vorbim despre răzvrătirea lui Satan, cel care n-a fost mulțumit cu zona lui și cu sfera lui de autoritate și a fost izgonit de Dumnezeu din ceruri. Și probabil că aici îngerii aceștia la care se referă sunt îngerii care l-au însoțit pe Satan în această răzvrătire și care au fost pedepsiți de Dumnezeu în acest context.
Și Iuda folosește această ilustrație și această întâmplare care a avut loc în afara timpului și a spațiului pentru a ne arăta nouă că Dumnezeu este consecvent. Că mai sunt unii oameni care pun întrebarea, dar de unde știm noi cum va fi dincolo? A fost cineva vreodată acolo să ne spună cum va fi? De unde știm noi că Dumnezeu va judeca și va face așa și nu va face altfel? Hai că pe pământ am înțeles că a pedepsit poporul Israel, dar știu eu cum va fi dincolo? Și Domnul spune, da, știm, stați liniștiți, hai că vă spun eu cum funcționează lucrurile și în lumea spirituală. Exact la fel. Exact la fel. Dumnezeu este consecvent. Dumnezeu este același. Nu știu un Dumnezeu în lumea spirituală și alt Dumnezeu în lumea materială. Dumnezeu nu se ajustează după capacitățile noastre, după mofturile noastre, după posibilitățile noastre. Dumnezeu este același, nu trebuie să ne ajustăm după El. Și dacă nu putem, rânduiește El soluții prin care să ne facă să putem sta în prezența Lui. Și una singură este în univers, Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Fără El suntem terminați. Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin mijlocirea Lui de mare preot, toți suntem primiți. În afara Lui, judecata Lui Dumnezeu este peste noi și ne mistuie și ne face una cu pământul pe toți de la A la Z. Dacă nu este cineva în Hristos, este terminat. Dar cine este în Hristos este păzit de mânia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dar să nu se întrebe cineva cum va fi în cer, că va fi exact cum a făcut Domnul și pe pământ. Și istoria îngerilor căzuți ne arată că Dumnezeu administrează judecata în toate sferele de existență posibile. Mai departe, cel de-al treilea exemplu la care face referire Iuda este Sodoma și Gomora. Acum o să vedeți imediat, o să spun de ce cred că face apel la aceste exemple și nu la altele, că putea să aleagă o mulțime de exemple de judecată. Dar dacă ar fi să ne amintim un pic despre Sodoma și Gomora, relatarea istoriei acestor cetăți se găsește în Geneza capitolul 19. Acolo erau niște oameni extraordinar de păcătoși și în special înrobiți de păcatul imoralității și de ce să nu spunem pe nume, chiar dacă în vremea de astăzi stârnește controverse, erau în robia păcatului homosexualității. Și la un moment dat Lot primește vizita a doi îngeri și vă amintiți de acea nebunie a lor, bat la poarta lui Lot, la ușa casei lui și cer ca Lot să le dea pe musafiri ca să se împreuneze ei, bărbații din acea cetate, cu acei doi oameni. Dumnezeu hotărăște atunci distrugerea acestor două cetăți și a altora care mai erau în zonă și în mila lui și în providența lui hotărăște să-l salveze pe Lot și familia lui, dar aceste două cetăți au fost distruse și au fost făcute cenușă și scrum. A căzut foc și pucioasă din cer peste aceste cetăți. Însă focul acesta fizic prin care Dumnezeu i-a pedepsit este doar o ilustrație, un simbol al focului veșnic. Ei n-au fost pedepsiți acei oameni doar prin focul acela și au murit și gata. Pentru că unii din noi iarăși spun că moartea fizică este pedeapsa pe care Dumnezeu ne-o administrează și de fapt aceasta va fi decontul pe care Dumnezeu îl face pentru păcate. Mor și după ce ai murit se termină totul acolo și gata. Ia uitați-vă ce spune textul. Versetul 7. Tot așa și Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Dacă ai întreba pe cineva cu ce fel de foc au fost pedepsite Sodoma și Gomora, toată lumea ar spune cu un foc fizic, trecător. Textul spune că era foc veșnic. Ce vrea de fapt să ne spună? Sigur că ele au fost pedepsite pentru un foc trecător. Asta doar din punct de vedere fizic. Dar textul vrea să ne arate că pedeapsa acelor cetăți trece dincolo de orizontul lumii finite și fizice și ei suferă pedeapsa unui foc veșnic. Deci asta, aviz amatorilor care cred că lucrurile cu Dumnezeu se reglează pe pământ și că pedeapsa pe care o primim pe pământ pentru păcate este suficientă. Unii zic raiul și iadul sunt pe pământ. Dacă suferi, dacă ai o boală, dacă ți se întâmplă o nenorocire, aceea este pedeapsa pe care Dumnezeu ți-o dă pentru păcat și s-a terminat și după aceea nu va mai fi așa. Nu. Textul ne arată că, de fapt, pedeapsa pentru păcat trece dincolo de orizontul acesta și este vorba despre pedeapsa veșnică. Aș mai face o singură observație. Că aceste exemple din trecut, judecata este confirmată
de exemple din trecut, constituie un fel de rampă de lansare, de trambulină, spre a ne uita acum la învățătorii falși din vremea lui Iuda și să vedem că și ei se preocupau și se îndeletniceau cam cu aceleași lucruri precum cele din trecut la care a făcut apel Iuda. De aceea, al doilea lucru este că judecata este confirmată de caracterul apostaților. Deci nu e confirmată doar de exemplele din trecut și spunem, am făcut doar un studiu teoretic. Da? Ne-am uitat la niște exemple din trecut, e un studiu teoretic. Nu, este cât se poate de practic și caracterul lor confirmă că sunt demni de judecată. Întâi de toate, textul ne spune că își pângăresc trupul. Uitați-vă versetul 8. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc regătoriile. Acum, exemplele acelea nu sunt luate la întâmplare, pentru că necredința israeliților, în ciuda dovezilor gloriei lui Dumnezeu și a harurilor lui Dumnezeu, este specifică și acestor învățători falși. Ei au beneficiat de multă revelație și în ciuda acestor lucruri, faptul că ei se pare că cunoșteau adevărul și totuși s-au împotrivit în necredință, atunci se pliază foarte bine pe exemplu Vechiului Testament, deși ei sunt la fel. Apoi, faptul că ei aveau o poziție de autoritate, erau puși de Dumnezeu într-o sferă de slujire, dar cu toate acestea ei au dat dovadă de multă mândrie și veți vedea când ne vom uita mai departe la caracteristicile lor, în mesajul următor, că mândria și răzvrătirea este o caracteristică specială și ei au fost la fel într-un fel ca îngerii căzuți, ca demonii care sunt mânați de mândrie. Și în general toți învățătorii falși, toți apostații sunt foarte mult mânați de mândrie. Mândria stă înaintea căderii. Mândria este marele păcat care îi trimite pe mulți în iad, pentru că îi împiedică să se pocăiască, îi împiedică să vadă realitatea, îi împiedică să vină și să ceară milă lui Dumnezeu. Și de aceea se potrivește și în cazul lor. Și desigur, într-un mod foarte ciudat, se îndeletniceau și cu imoralitatea. Veți vedea că și în textul nostru în Iuda și în paralela din 2 Petru ne arată că acești oameni erau foarte imorali. La fel cum erau locuitorii din Sodoma și Gomora. Deci exemplele sunt alese ca să ne arate că se potrivesc aceste tipare foarte bine și în viața învățătorilor falși descriși aici. Întâi de toate spune că ei își pângăresc trupul, adică este vorba despre imoralitate, dar aș face referire la două nuanțe pe care le vedem aici. Uitați-vă în versetul 8, spune târâți de visările lor. Aș explica un pic expresia aceasta. Târâți de visările lor, târâți înseamnă înrobiți. Un om târât este tras. Înseamnă că ei au devenit robi, sclavi acestor păcate. Și adevărul este că păcatul înrobește întotdeauna și păcatul imoralității cu atât mai mult. Acest păcat este unul prin care putem scăpa doar prin harul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu și prin căutarea feței lui Dumnezeu. Păcatul imoralității este extrem de profund și încătușează pe orice om care nu este mântuit. Și expresia târâți ar trebui să ne arate acest lucru. Apoi, visările lor este o expresie interesantă care, dacă am despacheta această expresie, ne-ar transmite următorul mesaj, că acești oameni au niște deliruri și o dezordine la nivelul simțurilor. Acești oameni înrobiți de păcatul acesta sunt târâți de niște proiecții ale psihicului lor, ale imaginației lor. Cu alte cuvinte, își imaginează scenarii din ce în ce mai perverse în a păcătui și în a satisface poftele de care ei sunt mânați și târâți. Dacă vreți, sensul este aproape de deviații psihice, de psihoze, de tot felul de situații din acestea în care comportamentul unui om nu doar că este imoral, dar este și nenatural.
sunt mânați de visările lor, de niște imaginații tot mai perverse și profund corupte. Păi ce altceva este homosexualitatea? Ce altceva este pedofilia? Ce altceva este zoofilia? Dorința de a întreține relații cu animale. Ce altceva este necrofilia? Dorința de a întreține relații cu cadavre. Și mă opresc aici. De ce am dat aceste exemple? Doar ca să vă arăt cam ce ar putea să însemne visările astea. Și sunt oameni care încep relativ de pe o linie bună, apoi încep să aibă relații imorale și se îndepărtează de Domnul și apoi sunt prinși tot mai mult de visările lor. Satana îi prinde spre tot felul de experiențe în zona aceasta și perversiuni care să le satisfacă lor dorințele. În sensul acesta își pângăresc trupul, la fel ca cei din Sodoma și Gomora. Aici învățăm că păcatul te duce întotdeauna mai departe decât vrei. De la o privire, la visare, la act în sine, de la act în sine la deviații și tot mai departe. De aceea nu este de jucat niciodată cu păcatul, indiferent de natura lui. Al doilea lucru despre ei este confirmată de caracterul lor. În caracterul lor vedem că își pângăresc trupul, apoi în caracterul lor vedem că batjocoresc autoritățile. Partea a doua, versetul 8, spune: își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea, am văzut că asta este o marca a lor, resping orice autoritate, și batjocoresc dregătoriile. Acum, iarăși este interesant că sensul acesta, batjocoresc dregătoriile, în original, mai înseamnă următorul lucru. Se mai poate traduce așa: insultă ființele glorioase de sus. Așa apare acolo. Sensul este de dregătorii de ordin spiritual, din lumea spirituală. Sigur că se face referire și la lumea fizică, mai devreme, unde spune că ne socotesc stăpânirile și autoritatea din lumea materială, dar ei, de fapt, trec dincolo de sfera vizibilă a lumii materiale și batjocoresc chiar și ceea ce nu văd cu ochii fizici, și anume lumea spirituală, îngerii. Adică, veți vedea, uitați-vă și în 2 Petru capitolul 2 și acolo se spune despre învățătorii falși că batjocoresc îngerii. Au o atitudine superficială față de realitățile spirituale. Își permit să vorbească și să glumească cu lucrurile spirituale. Nu știu dacă ați văzut oameni care vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc, despre Dumnezeu, despre sfinți, despre îngeri, despre realitățile spirituale, într-un mod foarte neînțelept, foarte superficial, foarte miștocar și uneori chiar batjocorind ceea ce nu cunosc. Nu aș mai vrea să mai intru în detalii cu bancurile care s-au făcut în zona asta, oamenii discutând despre niște lucruri și despre niște realități despre care habar n-au. Și în acest context ne dă un exemplu și ne spune că nici măcar îngerii nu îndrăznesc să procedeze în felul acesta cu lumea spirituală. Și ne dă exemplu arhanghelului Mihail. Acum, arhanghelul Mihail se pare că este o căpetenie a îngerilor. Este un înger foarte puternic. Nu știu dacă este chiar cel mai important, poate, dar cu siguranță este un înger foarte puternic. Putem vedea acest lucru în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7, unde spune că Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Acolo spune textul îngerii lui, ai lui Mihail. Deci se pare că există niște îngeri care sunt sub comanda lui Mihail și Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Satana, cu Balaurul. O să începem din toamnă studiul pe Apocalipsa și vom ajunge la acest text, îl vom explica la vremea potrivită. Și această ființă deosebit de puternică, arhanghelul Mihail, ne spune textul aici ceva interesant, ce nu mai găsim în altă parte din Scriptură, că s-a împotrivit Satanei și s-a certat cu Satana pentru trupul lui Moise.
Acum, niciunde în Biblie nu găsim explicată această întâmplare. În schimb, se găsește această întâmplare într-o carte din afara Bibliei, într-o carte necanonică, numită Înălțarea lui Moise, unde se spune că, după ce Moise a murit, vă amintiți că el nu a fost îngropat de oameni și nimeni nu știa mormântul. Deuteronom, capitolul 34, versetele 5 și 6. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. Deci Domnul îl ia pe Moise, Moise moare și Domnul îl mormântează și nimeni nu știe unde și cum. Iar în această carte pseudepigrafă, din afara canonului Scripturii, se spune că Dumnezeu l-a trimis pe îngerul, pe arhanghelul Mihail, să ia trupul lui Moise și să-l înmormânteze. În momentul în care arhanghelul a vrut să facă lucrul acesta, a venit Satana, care și-a exprimat dreptul său asupra trupului lui Moise, fiindcă Moise, zice el, a fost un ucigaș. Vă amintiți că Moise l-a ucis pe acel egiptean pe care l-a ascuns apoi în nisip. Și a spus, fiindcă Moise a fost așa, eu am dreptul asupra lui și a vrut să ia trupul lui Moise. De ce a vrut să-l ia, nu știm. Zic unii, probabil că a vrut să îl folosească apoi în așa fel încât să devină un obiect de închinare, să devină un idol pentru popor, cum a devenit șarpele de Aram al dată Nehuștan, pe care l-au numit Nehuștan. Dar în acel conflict, Dumnezeu a vrut să-l îngroape și prin intermediul lui Mihail, spune că arhanghelul Mihail n-a îndrăznit să, deși se împotrivea diavolului, să rostească o judecată de ocară, ci spune că a zis doar Domnul să te mustre. Acum, asta nu înseamnă că l-a respectat pe Satana. Asta nu înseamnă că s-a temut de Satana. Fiindcă vedem în Apocalipsa 12 că nu se teme, ba dimpotrivă se războiește cu el. Da? Ce înseamnă doar, când a spus Domnul să te mustre, că arhanghelul Mihail recunoaște că el se află sub autoritatea lui Dumnezeu și recunoaște cine are dreptul să îi se opună într-un asemenea conflict celui rău. Cu alte cuvinte, tu spui, dacă mergem pe această idee că ai drepturi asupra lui Moise și a trupului său, ei, Domnul să te mustre, și aici Mihail, în contrast cu îngerii căzuți, cu Satana și cu ceilalți, arată că își vede locul și se raportează totalmente în dependență față de Dumnezeu și cu respect și invocă autoritatea lui Dumnezeu în asemenea conflicte de natură spirituală. Acum, nu știm exact ce s-a întâmplat și cum este cu această întâmplare. Poate că întrebarea este de ce citează Iuda dintr-o carte din afara Scripturii. Răspunsul este că nu doar Iuda face așa. O face și Pavel. A cita dintr-un material din afara Scripturii nu înseamnă neapărat a justifica că întregul material este inspirat, este insuflat și este Scriptură a lui Dumnezeu. Ci doar că o informație pe care, din modul în care o spune aici Iuda, bine, el nu spune de chestiunea cu discuția legată de trup, dacă era ucigaș și că din nu spune aceste detalii care apar, ci doar că s-a certat pentru trupul lui Moise. Aici pare că Iuda consideră adevărat acest lucru de vreme ce îl citează. La fel cum, de exemplu, în Fapte 17, Pavel spune că Dumnezeu este unul singur și noi suntem creația lui Dumnezeu, după cum au spus și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui, da? Atunci când faci apel la ceva ce a spus un poet și se potrivește acum așa adevărat, nu înseamnă că tot ce a spus acel poet este inspirat de Dumnezeu sau este adevărat. Sau Pavel, când îi scrie lui Tit, pe care îl lasă în Creta și spune, apoi discută despre cretan, despre caracterul lui și spune, după cum știți și voi că se spune cretane sunt niște pântece leneșe, nu înseamnă că tot ce se spune și toate proverbele erau adevărate, ci folosește o informație care spune, așa este aici, așa este, cretanii sunt leneși.
La fel și aici, când ni se spune această chestiune și nu citează doar de aici, veți vedea că citează și dintr-o altă carte, 1 Enoch, vom vedea mai departe, poate să folosească anumite informații fără a însemna că acele cărți sunt ele în întregime insuflate de Dumnezeu sau ar trebui cuprinse în canon. Niciodată în istoria bisericii nu s-a pus problema așa, nici în veacul primar, dacă ar fi fost așa, cu siguranță ar fi fost incluse în canon. Dar faptul că nu sunt incluse ne arată că în alte lucruri nu corespund cu revelația lui Dumnezeu. Bun. Asta o scurtă explicație despre situația asta. Revenind la problema care ne interesează pe noi, ce aș vrea să vedem aici este că oamenii aceștia îndrăznesc să vorbească la adresa îngerilor buni și probabil și la adresa îngerilor răi sau a demonilor într-un mod superficial, batjocoritor, și arată contrastul că Mihail, arhanghelul, n-a făcut așa, ci a direcționat spre Dumnezeu, Domnul să te mustre. Cu alte cuvinte, în încheiere, aplicațiile sunt următoarele. Viața spirituală și lumea nevăzută nu sunt glume. Deci, când vezi învățători biblici, oameni care fac glume multe pe lumea spirituală, pe chestiunea asta, și încearcă să diminueze solemnitatea și importanța acestei realități, făcându-te să crezi că e ceva așa, din zona științifico-fantastică, ceva narațiuni de a dormi copiii, ca să-ți amorțească simțurile spirituale și responsabilitatea ta înaintea lui Dumnezeu, când vezi asemenea predicator, asemenea învățător, ferește-te de ei. Lumea spirituală este reală și cu ea nu este de glumă. Niciodată în Scriptură Pavel sau alții sau chiar Domnul Iisus nu fac glume când vorbesc despre lumea spirituală. Sunt foarte serioși, foarte sobri, pentru că nu e de glumă când vorbește destinul veșnic a unui om, de Satana care încearcă să distrugă pe oameni și duce în iad, de Domnul Iisus care va reveni și este glorios și ne va duce în slavă. Cu asta nu facem glume. Nu batjocorim asemenea lucruri. Apoi, o altă aplicație. Vedeți că în lupta cu Satana, Mihail face apel la autoritatea Domnului și aici este un indiciu pentru noi că nu ar trebui să ne adresăm direct diavolului. Dar nu înseamnă că nu poți niciodată să spui pleacă Satana de aici sau o chestiune de genul ăsta. Dar nu ar trebui să întreținem discuții cu diavolul. Nu ar trebui să ne adresăm lui în mod direct, mai ales în contextul exorcizărilor. Vedeți că sunt unii oameni care fac spectacole și vorbesc cu diavolul și încearcă ei în puterea lor să intervină, să se lupte cu asemenea ființă extraordinar de puternică. Biblia ne arată că Dumnezeu are putere, noi suntem slabi, El este tare, dar Cel ce este în noi este mai tare decât Cel ce este în lume și noi putem să ne împotrivim Lui doar supunându-ne Lui Dumnezeu și doar prin puterea și autoritatea Lui Dumnezeu, nu de unii singuri. De aceea cei care vorbesc foarte mult cu diavolul sau cei care fac spectacole ieftine din așa ceva, acolo iarăși să vă amintiți de Iuda și să vă gândiți că e posibil să avem de-a face cu asemenea oameni. Am văzut uneori predicatori care vin pe scenă și fie în discurs, fie folosesc tot felul de obiecte dramatice prin care încearcă să râdă de diavol. În special în aceste biserici care proclamă Evanghelia prosperității, care fac glume pe seama lumii spirituale și spun zi diavolului așa, fă așa, nu știu ce, și lumea începe toată prin biserică, te calc în picioare, în numele Domnului, tot felul de lucruri din acestea pe care le fac și batjocoresc lumea aceasta spirituală. Când vezi asemenea oameni, da, poți să spui să te rogi Domnului ca Dumnezeu să elibereze pe cineva. Poți să spui Dumnezeu să te mustre și poți să te împotrivești diavolului mereu prin Domnul, apelând la El, dar nu mergând noi cu pieptul înainte, ca și cum noi am fi cineva, că pe Pavel îl cunosc, pe Iisus îl știu, dar voi cine sunteți? Cu ce autoritate poți tu să vii în nume personal să te lupți, să faci spectacol, să faci bancuri? Uitați-vă cât se lau în gură pe cel rău și câți fac bancuri și vorbești și cu, în ce mod ușuratic, acei oameni sunt tot mai mult prinși în robia celui rău. Așadar, haideți acum să încheiem. Aș vrea să fac următorul rezumat.
1. Atenție la necredință în ciuda mijloacelor harului. Dacă Dumnezeu ne arată multe mijloacele harului și e bun cu noi și îndurător, să nu cumva cineva să le respingă. Pentru că cu cât cunoaștem mai mult, ni se cere mai mult. Și dacă respingem pe Domnul în ciuda tuturor dovezilor, riscul este apostazia. Riscul este judecata eternă. 2. Atenție la imoralitate și trăirea sub imperiul poftelor. Este o zonă unde imediat trebuie să ne pocăim, să cerem eliberare de la Domnul, să căutăm necurmat fața Domnului și doar așa putem avea biruință. Chiar dacă n-am ajuns de săvârșiți, cu cât căutăm mai mult fața Domnului, cu atâta vom fi mai mult izbăviți din aceste lucruri. 3. Atenție la mândrire, la mândrie și nemulțumire cu poziția oferită de Domnul. Îngerii care au căzut nu și-au păstrat vrednicia și au vrut să se răzvrătească. Și mulți oameni care cad în osânda satanei sunt oameni mândri care caută tot felul de poziții, de autoritate și nu lasă pe Dumnezeu să fie cel care lucrează și se așeze acolo unde Dumnezeu a dăruit pe fiecare. 4. Lumea spirituală nu este un teren de joacă. Atenție cum ne raportăm la lumea spirituală, la îngeri, la demoni, trebuie să ne raportăm în dependență de Domnul, invocând puterea Lui și prezența Lui. 5. Judecata pentru cei necredincioși este sigură și este veșnică. Exemple din trecut și caracterul Domnului ne arată că este sigură și este veșnică. Dar aș vrea să închei cu 6, ultimul punct, oricând ne putem întoarce la Domnul. Câtă vreme încă auzim cuvântul Domnului. Câtă vreme încă suntem cercetați de Duhul Domnului. Câtă vreme cuvântul Domnului încă îți vorbește și străpunge inima și te cercetează și n-ai rămas indiferent astăzi. Încă ne putem întoarce. Și El ne iartă, ne primește, ne reabilitează și ne oferă singura șansă de salvare și singurul loc unde suntem păziți de mânia lui Dumnezeu și de judecată, în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți să fim în El. Pentru că cine în afara Lui este prăpădit, se subosândă. În El. În El. Slăvit să fie Domnul. Amin.